Palatul brâncoveanez de la Potloge a fost construit în urmă cu 313 ani de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Două palate asemănătoare, cel de la Potloge și cel de la Mongoșoare. Ansamblu a fost realizat în anii domniei lui Constantin Brâncoveanu, început cu biserica înainte de a deveni domnitor și continuat în timpul domniei lui, an de construcție pentru ansamblu în care ne aflăm, este 1698. Din nefericire, el a fost omorât de turci în 1714 și viața activă a palatului, practic, a încetat. De atunci este o perioadă foarte lungă de situații dramatice pentru acest ansamblu. Pentru reintroducerea palatului în circuitul turistic vor fi cheltuiți 42 de milioane de lei. Durata de implementare a proiectului este de 39 de luni. Obiectivele specifice ale investiției sunt reabilitarea, restaurarea și reconstruirea ansamblului Brâncoveanez-Potloge, precum și creșterea numărului de turiști ce vor vizita acest obiectiv de patrimoniu. Premierul a avansat și posibilitatea ca după restaurare la Potloge să se țină ședințe de guvern. Administrațiile locale au o mare responsabilitate ca România să nu piardă acești bani europeni. De ce spun asta? Astăzi, cu semnarea acestui contract, depășim pragul de 12 miliarde de euro contracte semnate și care intră în implementare. Din fericire, România are un patrimoniu arhitectural, patrimoniu cultural atât de bogat, încât lucrul acesta ne face, ne creează un loc special în Europa. Pe de altă parte, ne trebuie și finanțare pentru ca tot acest patrimoniu să fie reabilitat, modernizat și introdus în circuitele naționale și internaționale.